Ascultă Orașul Plus FM. Bună dimineața, 9 și 10 minute și am revenit. De ce râzi? De fapt e third lockdown. Da? Lasă-mă că e bine, suntem da, bine, suntem din ce în ce mai bine. Eu repet, mi se duce tinerețea cu pandemia asta. Și ce, o să ajungi la o vârstă în care... Care ce? O să privești altfel lucrurile și atunci poate o să fie mai bine. Păi da, da. Mai drepte, da. Domnul, mai drepte. Așa. Da. Avem invitat astăzi. Nici n-am știut. Invitat surpriză chiar și pentru noi. Mai ales pentru Oana. Da, da. Și-a revăzut din nou profesor de... Eu v-am avut la geografie. Geografie. Cred că este. Și un pic de istorie. Ați mai venit așa poate, în locul... profesoarei de istorie. Da, trebuie să spunem că în studioul nostru este prezent domnul profesor, director Emanuel Bălan, profesor de istorie, geografie. Bună dimineața, domnul Emanuel. Bună dimineața. Cum merg? Bine ne-am regăsit. Bine, ne revedem după atâta ani. Cum merg treburile? Cum înaintează cercetarea dumneavoastră? Încet, dar sigur. Din cauza pandemiei, pentru că o bună bucată din timp, în această perioadă, arhivele au fost închise, de pe asta au deschis. Serios? Și dăm înainte. Da, noi te-am pomenit la radio, în momentul în care a venit Oana foarte veselă și... ca o rază așa de primăvară și a zis că am descoperit o poveste foarte interesantă. Și mai exact, povestea... Fraților Baltă. De fapt, era povestea lui Baltă și a porumbiței Codrilor, nevastă sa. Baltă și asociații. Și asociații. De fapt, ei au fost trei frați. Trei sau patru? Nu, trei. Nicolae, Dumitru și Constantin. Dumitru fiind chiar Baltă... Dă Baltă. Da, ți-am zis că avem omul potrivit pentru această discuție. Oana e fascinată. Uh-huh. Și de ce? Sunt fascinată pentru că am avut așa o pasiune pentru istorie, în mod special. Nu am înțeles niciodată de ce nu am aprofundat mai mult pe domeniul ăsta, dar mă pasionează niciodată lucrurile... Și asta e adevărat. Dar mă pasionează lucrurile care s-au întâmplat într-o perioadă destul de simplă vis-a-vis de oameni, adică nu era Facebook, nu era Tinder, nu era toată lumea... TikTok. În special TikTok. TikTok, exact. Lumea era foarte simplă și se baza pe anumite valori. Atunci era Poc-Poc, nu era TikTok, Poc-Poc. Exact. Bine, și mai ales că întâmplările s-au petrecut în aceste locuri. În locurile nemțene. Da, exact. Și mai exact la vânători, nemțișori, nu? Parcă? Târgu Neamț, Bălțătești, zona Neamțului, Crăcăoani, până spre Dobreni, această zonă. E o zonă destul de extinsă, da. Da, frații Baltă, fii de șef de stână, cioban. Părinții lor au avut stână, aveau animale acolo. Ei au plecat în haiducie la un moment dat, s-au răzvrătit, a zis, gata. Noi plecăm. Știe cineva de ce au făcut acest lucru? Adică ce i-au determinat? Probabil lipsa banilor și sărăcia în care se învârteau în perioada aia, fiind imediat după război. După primul război. Au fost câțiva ani? De fapt, documentele de arhivă consemnează primele fapte ale fraților Baltă prin 1936. Și din 36 până în 46, când unii sunt prinși sau alții sunt împușcați ca urmare a acțiunilor autorităților, banda a operat în această zonă și cădeau în pradă, în special cei bogați. Uh-huh. Era un fel de Robin Hood modern. Dar frații Baltă nu sunt singurii haiduci din zona Neamțului care au operat în zona Târgu Neamț și în tot județul. Ei, de fapt, sunt ultimii haiduci. Da. Pentru că îl putem aminti aici pe Pantelimon, de la Răucești, care la începutul secolului 20 a operat nu doar în zona Târgu Neamț, ci mai extins zona Botoșani, spre Botoșani, chiar spre Roman, Bacău.
Și dacă nu mă înșel, despre Pantelimon s-a făcut în anii 70 un film artistic, se numea Descătușarea. Ștefan Florea din Vânători, un alt haiduc de secol XIX. Așa că e o zonă plină de fapte de haiducie despre care nu prea s-a scris. Există o singură lucrare despre haiducii din zona Neamțului a profesorului Daniel Diaconu de la Grințieș și cam atât. Subiectul încă merită aprofundat. Mm-hmm. Nu există niciun documentar despre, în afara unui documentar a unui post de televiziune central făcut acum câțiva ani, despre baltă. Și cam atât. Cred că merită subiectul aprofundat și dezvoltat, de ce nu? Într-un documentar. Acum nu știu dacă mai găsim supraviețuitori ai acelor evenimente, nu neapărat că ei nici nu mai sunt, dar cei care au avut tangență cu grupările haiducești, cei care au fost călcați de haiducii baltă, pentru că ei atacau inclusiv mănăstirile în căutarea hranei și a avuțiilor. Și părintele Cleopa chiar amintește într-o carte de-a sa, pe când era stareț la Sihăstria, de faptul că într-o noapte au fost călcați de membrii bandei balt. Dar erau pașnici, adică pașnici genul da, făceau rău nu, fizic. Nu. Scopul lor era prădau. Prădau. Prădau, îi dezbrăcau în pielea goală pe cei mai avut și îi lăsau la marginea drumului. Frații baltă au avut curajul să atace trupele armatei roșii în zona Pipirigului. Ai la mine acolo. Nu mai lucruri interesante se întâmplă acolo. Să-i dezarmeze, urmăreau armamentul, evident. Și să-i lasă fără armament și dezbrăcați. Deci sunt lucruri interesante. Informații se găsesc la Piatra Neamț, la Arhivele Statului. Există fondul Tribunalului Neamț și acolo se pot consulta hotărârile judecătorești în întreg procesul de condamnare a fraților, notele date de către jandarmerie, pentru că jandarmeria era cea care se ocupa de caz urmărind prinderea acestora. Așa că se tot vorbește de jandarmi, nu era poliție sau de ce? Exista și poliția, dar cea care se ocupa în mediul rural era jandarmeria. Am înțeles. Și jandarmeria se ocupa evident cu tot ce ținea de pază de ordine publică în mediul rural în acea perioadă, fiind o forță militarizată, cum e și acum de altfel. Am înțeles. Se poate scrie o carte, cred, despre aceste întâmplări. Da, da. Și știu că ai invitat-o pe Oana la arhive, simplu, ea chiar a întrebat, dar se poate... Eu mă duc. Se poate merge acolo? Bineînțeles. Mie mi se pare că Moldova are o încărcătură de fapte în spate. Foarte multe lucruri care s-au întâmplat și lucruri pe care poate le vedem astăzi în filme realizate de străini, mm-hmm, sau și de ce nu putem să aducem noi în actualitate lucrurile acestea, să le consacrăm. Vreau să vă întreb la un moment dat dacă banda lui Baltă a fost și una sau cea mai consacrată dintre benzile de atunci. Nu. Cel mai celebru a fost Pantelimon, banditul Pantelimon, despre care aminteam, cel care a operat la începutul secolului 20, cel care a fost făcut celebru de către presa românească de atunci, în special de către ziarul Adevărul și ziarul Dimineața. Erau ziare de orientare socialistă și evident că ziaristul Cocea, directorul ziarului Dimineața, de exemplu, a intuit puterea acestui subiect, că acest subiect va face rating, vorbim, nu știu eu atunci ce înseamnă rating,
Te-aș da seama că exploatând subiectul își va vinde foarte bine ziarul. Și și-a trimis corespondenții în județul Neamț pentru a urmări faptele acestui bandit, pentru a discuta cu țăranii, astfel încât Pantelimon a ținut capul de afiș al ziarelor românești câțiva ani la rând. Și spuneam că chiar a fost făcut un film artistic despre Pantelimon, ceea ce nu putem vorbi despre banda fraților Baltă. Eu cumva am mai spus chestia asta, sunt mai apropiată de povestea asta cu Baltă prin prisma faptului că o știam. O știam și m-am bucurat să... De unde o știai? E foarte important. Era bunica mea. De unde? Bunica mea era un munte de cunoștințe. Bunica mea a făcut 4 clase. Așa. Și era o femeie foarte citită. Ea a aprofundat pe lângă. Și îmi povestea foarte multe întâmplări. Avea un stil de a atinge subiecte și eram interesată. Probabil în ziua de azi, dacă n-ai TikTok, nu există. Nu mai e interes acela. Dar eu cred că am putea să insistăm pe subiecte de genul acesta. Sunt ofertante. Sunt foarte ofertante. Da, mai ales că pot fi consultate și ziarele din acea perioadă. Sunt colecții de ziare care apăreau în acea perioadă, fie la arhive, fie la bibliotecile județene, și acele ziare erau pline de știri despre faptele fraților Baltă. Așa că informații există. Pentru cei care nu știu, ce este un haiduc? Cu ce se ocupă un haiduc? Definiția haiducului interesantă. Am putea spune așa că cum știam noi de la școală ce este un haiduc când ni se explica, e cel care fură de la bogați pentru a da la săraci, nu? Și haiducia e o ocupație, dacă am putea o numi așa, ocupație străveche, dacă ne gândim de la celebrul Robin Hood, nu? Că era un haiduc din Anglia secolului 12-13, haiducia prins și în țările române. Nu doar în zona Neamțului avem haiduci, au existat și în țara românească haiduci, în zona Olteniei, în zona Munteniei, Iancu Jianu, de care auzem, Baba Novac, de exemplu, nu? Au fost și ei, haiduci. Da, erau cei care, nemulțumiți de situația social-economică a majorității populației, încercau să facă ceva pentru a-i ajuta. Și asta făceau cei mai mulți, furau de la cei bogați pentru a putea da și celor săraci. Credeți că această ocupație a corupt pe vreunul din haiduci? Adică cumva să fie tentația aceea banului. Ok, furăm de la bogați pentru a da săracilor, dar hai să dăm mai puțin săracilor. Uite, dau un exemplu, că tot aminteam de Pantelimon, așa mai celebru. Toți spuneau că fură și că are foarte multe bogății strânse și că umblă cu o pușcă din aur cu care îi vânează pe ciocoi. Asta era expresia, pe cei bogați. Și atunci când autoritățile au prins, au descoperit o pușcă veche, nici de cum din aur și nici un fel de bogății pe care lumea, unii spuneau că de fapt le strânge pentru el și nu le împarte cu cei săraci. Am pus întrebarea asta din cauza faptului că cumva oamenii devin orbi din cauza banilor. E o slăbiciune, poate fi o slăbiciune, și am considerat eu așa că este potrivit în contextul haiduciei sau răzvrătirii. Da. Interesante. Trebuie să aprofundăm, ți-am zis, Oana, trebuie să aprofundăm mai mult subiectul ăsta dacă vrei să descoperim adevăratele istorii și povești din locurile acestea. Cred că se întâmplau lucruri acestea mult mai interesante atunci. Zici? Da. Și acum se întâmplă. Și acum se întâmplă, dar cumva avea o altă... alt patos în a le face. Zici? Da. Și alt impact mediatic. Și alt impact, da, exact. Da, mulțumim, domnul profesor, director Emanuel Bolan, că ați fost astăzi prezent la noi în studio și ați mai, să zic așa, liniștit-o în ale poveștii pe Oana.
Ți-am zis că asta o să facem, adică da, să... e o zonă, eu am mai spus lucrul ăsta, ținutul Neamțului, actualmente ținutul Zimbrului. E o zonă plină de istorie. Păcat că nu e exploatat așa cum ar trebui. E un mare păcat că s-ar putea câștiga foarte, foarte multe lucruri. Am putea câștiga foarte mulți turiști care să vină, să audă o poveste, să vadă locurile. Astea atrag foarte mulți turiști. Istoria atrage în continuare. Misterul atrage în continuare. Și poveștile. Și poveștile atrag. Legendele atrag. E păcat. Alții știu să le pună în valoare. Noi încă n-am descoperit cum să le punem în valoare, sau poate nu știm cum să le punem sau în valoare. Sau poate nu se vrea. Sau poate nu vrem să le punem în valoare. Sau poate, dar mai mult ca sigur lucrul ăsta, și nici oamenii care știu cum ar putea fi puse în valoare aceste lucruri nu sunt implicați. Da. Probabil e doar o lipsă de interes și e păcat că există. Eu sper să mai avem subiecte de genul și să le ducem la un nivel mult mai înalt la un moment dat. Eu cred că încă e un subiect interesant pentru cei de vârsta mea, mă gândesc. Poate vorbim o dată despre unicatele mondiale din zona Târgului Neamț. Sunt. Sunt multe. Iarăși nu sunt puse în valoare. Din păcate. Trebuie să facem echipă să... Da, facem echipă și uite, chestiile astea cred că ar trebui introduse și în școală. Povestite elevilor la ora de istorie. Sau sunt diverse opționale. Se facă un opțional doar pentru... Istoria locală, da. Na. Bun, mulțumim încă o dată, domnul director. Cu mare drag. Vă mai așteptăm. Vă mai așteptăm la noi. Cu drag. Noi facem pauză și revenim în matinal. Bună dimineața! Ascultă Orașul on Blues FM.